În centrul capitalei a apărut o trecere de pietoni fantomă. Se întâmplă după ce autoritățile municipale au desființat-o, iar acum oamenii, în special elevii liceelor din preajmă, traversează strada în locul în care sunt obișnuiți să o facă, expunându-se unui risc real de a fi loviți de mașini. Chiar dacă unii dintre pietoni știu că nu mai au voie să traverseze strada în acest loc, o fac mecanic, spun ei. În replică, autoritățile municipale spun că această metodă de desființare a trecerii pentru pietoni este folosită și în țările europene. Problema va fi soluționată la iarnă, atunci când marcajul se va șterge de la sine. Traversez strada pe o trecere de pietoni inexistentă. Totuși, șoferii cedează trecerea pietonilor, chiar dacă nu ar exista niciun indicator care i-ar obliga să le acorde prioritate. Angela Belinski locuiește în această regiune. Femeia spune că zilnic vede cum pietonii, în mare parte copii, continuă să traverseze strada în acest loc, riscând să nimerească sub roțile mașinilor. Copiii sunt de la școala vis-a-vis, deprins să treacă drumul, deci pe două părți. Eu am trecut trecere de acum, știți, automat, pentru că sunt deprins toată viața, locuiesc în ograda asta, un pericol foarte mare. Unii pietoni traversau strada fără a-și da seama de lipsa zebrei. Sigur că este un pericol, sunt școli pe împrejurimi. Nu este ok. La noi, în general, nu este ok cu trotuarele. Acolo o făcut-o, dar era și aici. Dar deși o închis-o, nu știu. Nu, я думаю, что надо еще знак поставить. Cred că trebuie depus un indicator aici. Oamenii traversează aici pentru că văd marcajul pe șosea. Acoperirea cu un strat de asfalt sau vopsirea în culoarea neagră sunt cele mai eficiente soluții pentru desființarea unei treceri de pietoni, practicate în toate țările, spune șeful Direcției Municipale Transport, Vitalie Mihalache. În formula în care nu este indicator trecere pietonală și marcajul rutier lipsește, este clar că nu mai vorbim despre trecere pietonală. Pe neagră nu este indicator rutier sau marcaj rutier. Responsabilii de la primărie spun că trecerea pentru pietoni a fost desființată în baza unei dispoziții a poliției.